Capitolul 2. Cerșetorul Era o zi geroasă de decembrie. Un cerșetor zdrențăros urca dealul de la brubu. Încălțămintea lui era atât de ruptă, gheața zăpada rece intra prin ea până la piele. Löv este un lac lung și îngust din provincia Fermland, gătuit de strâmtori în câteva locuri. La miază noapte se întinde spre așa zisa pădure finlandeză, iar la miază zi, până aproape de lacul Vener. Pe țărmurile lui se află mai multe comune, cea mai cuprinsă și mai bogată din ele fiind comuna Bro. Aceasta, din urmă, se întinde pe amândouă malurile lacului la apus și la răsărit. În partea apuseană se găsesc cele mai mari ferme și moșii, între care Echebi și Bern, renumite prin bogăția și frumusețea lor, cum și localitatea Brubu cu han, judecătorie, subprefectură, casă parohială și maidan de bălci. Brubu e situat pe o pantă abruptă. Cerșetorul trecuse pe la hanul de la poalele dealului și urca spre casa parohială din vârful lui. Înaintea lui urca dealul o fetiță, trăgând după ea o târlie încărcată cu un sac de făină. Cerșetorul o ajunse din urmă și intră în vorbă cu dânsa. Căluțul e mic și povara e grea, zise el. Fata se întoarse și se uită la cerșetor. Era o copilă de vreo 12 anișori cu ochii ageri și iscoditori și cu gura strânsă. Fie calul mic și povara oricât de grea, numai să ajungă cât mai departe. Cei pe târlie e hrana ta? Firește că e a mea, mic așa cum mă vezi, eu singură îmi fac rost de ale mâncării. Cerșetorul puse mâna pe târlie să o împingă la deal. Fata se întoarce din nou să se uite la el. Să nu aștepți și pentru treaba asta. <gântu -i> nu cumva ești fata pastorului din brăbă? Chiar a lui. Tată mai sărac au mulți copii, dar nimeni n-are mai rău ca a meu. E trist, dar adevărat deși poate fi rușinos pentru un copil să spună vorbe de astea despre tatălui. lui. Tai că tu e zgârcit și rău de bună seamă. Zgârcit, da, și rău. Însă fata lui, dacă o avea zile, o să fie și mai rea. Așa zice lumea. Poate că are dreptate. Spune-mi însă, te rog, cum ai făcut rost de sacul ăsta cu făina. Păi să-ți spun, am luat grăunțe azi dimineață din hambarul lui taică și m-am dus cu ele la moară. Și dacă te vede când ajungi acasă cu făina? N-avea grijă. Tata e plecat prin sat cu slujbe, pe la casele oamenilor. Vine cineva la deal în urma noastră. Aud scârțâi în tălpicile unei sănii. O fi el cumva? Fata trase cu urechea și începu a scânci. E chiar tata? Să știi că mă omoară în bătaie. Zău că mă omoară. În clipe de astea, o povață bună e de mare preț. Iar spatul dat cuiva la vreme e mai scump decât orice comoară. Ascultă, bade, ajută-mă, te rog. Pune mâna pe funie și trage târlia. Tata o să creadă că e dumitale. și ce fac pe urmă cu ea? Întrebă omul punându-și funia pe umăr până una alta două unde nimeri. Dacă tre seara sus la casa parohială, să știi că te aștept. Vi cu târlia și cu sacul. Ne-am înțeles? Am să caut să fac așa cum zici. Să nu cumva să nu vii că e nenorocire. Strigă fata luând-o la fugă să ajungă acasă înaintea tatălui. Cerșitorul întoarse târlia mai mult în silă și porni cu ea la vale spre Han. Sărmanul pribeag își făurise un vis când plecase la drum prin zăpadă mai mult de sculț. Se gândise la pădurile cele mari de la nord de lacul Lov, la pădurile finlandeze. Aici, în comuna Bru, unde ajunsese prin strâmtoarea care leagă partea de sus a lacului cu cea de jos, în aceste ținuri vestite prin bogăția și veselia lor, unde conacele și fabricele se țin lanț, orice cale era pentru el prea nevoiasă, orice loc prea îngust, orice culcuș prea vârtos. Ar fi tânjit mult și bine aici după liniștea adâncă și veșnică a pădurilor. Acolo nu auzea decât duduituri de batoze, ca și cum secerișul n-ar fi luat niciodată sfârșit. Din pădurile necuprinse porneau mereu transportul de lemne și de cărbuni. Camioane nenumărate încărcate cu minereu se înșirau pe drumuri, săpând făgașe adânci ca atâtea altele înaintea lor vedea alunecând printre ferme sănii pline de drumeți și îi se părea că cei care mergeau în el erau ființe vesele, că pe tălpile acelor sănii zburdă dragostea și frumusețea. O, cu cât ardoare doare tânja sărmanul după liniștea eternă a pădurilor! Colo, departe, unde copacii se înalță drepți ca lumânările, pe pământul netet, unde zăpada se odihnește în straturi groase pe cetinile neclintite, unde vântul nu mai are putere și se joacă domol pe coamele brazilor, acolo voia el să ajungă. Străbătând mereu acele meleaguri până ce într-o zi, sleit de vlagă, s-ar fi prăbușit la pământ sub copacii cei mari, mort de foame și de frig. Tânja după hăul cel adânc și vuitor de dincolo de lac, unde puterile morții l-ar fi biruit unde foamea, frigul, oboseala și rachiul ar fi izbutit în cele din urmă să nimicească trupul acesta sărman în stare să rab de orice. Ajunsese de vale la Han cu gândul să aștepte acolo până pe înserat. Intrând în cărciumă, se trânti pe o laviță de lângă ușă să viseze pădurile nesfârșite. Hangița se îndură de el și îi dădu un păhărel de rachiu. În urma rugăminței lui stăruitare, îi mai dădu unul. Mai mult n-a vrut totuși să-i dea, iar asta l-a dus pe cerșetor la disperare. Ar fi dorit să mai soarbă din acea băutură tare și dulce. Ținea să-și mai simte inima înfierbântată și mintea încinsă de amețeală. O, dulce rachiu! Pe valurile lui strălucea soarele, cântau păsărelele, plutea mireasma și frumusețea verii. Înainte de a dispărea în bezna nopții, voia să-l mai desfete odată soarele și fericirea făcu ce făcu și căpătă iar rachiu. Întâi în schimbul făinii, pe urmă în schimbul sacului și al târliei. Beat turtă, se culcă pe o laviță din cărciumă și dormi o bună parte a după amiezii. s a trezit și a dat seama că nu mai rămânea de făcut decât un singur lucru. După ce trupul nenorocit pusese stăpânire pe sufletul său, după ce înstrăinase pe băutură avutul pe care îl încredințase un copil, ar fi fost o rușine să-și mai prelungească viața în lumea asta. Datoria lui, prin urmare, era să o mântuiască de povara unei josnicii atât de grozave. Trebuia să-și zbăvească sufletul, dându-l în seama lui Dumnezeu. Stând așa pe lavița cărciumii, se o singur. Ioșta Berling, ești un preot caterisit și acuzat că ai dat pe băutură hrana unui copil flămând. Te osândesc la moarte. Ce fel de moarte? În troienii de zăpadă. Își luă șapca și ieși glonț afară. Nu era nici treaz de binelea, nici prea buimac. Plângea de mila lui. Își plângea sufletul terfelit care a trebuia să-i redea libertatea. Nu se-a bătut din calea dreaptă, însă nu ajunse prea departe. Pe marginea drumului zări un troian mare. Se trădi pe el ca să moară. Închise ochii și căută să doarmă. Cât o fi stat așa, nimeni nu poate ști, dar mai era un strop de viață în el în clipa în care fata pasărului din Brubiu veni în fuga mare cu un felinar aprins în mână și îl găsi în nămetele de la marginea drumului. l așteptase ceasuri în șir iar în cele din urmă pornise la vale în căutarea lui. Recunoscându-l imediat, început să-l zgâlție și să strige din răsputeri ca să-l trezească din amorțeală. Voia să afle ce făcuse cu făina. Voia să-l readucă la viață măcar o clipă cât ar fi fost nevoie ca să-i spună unde era târlia și sacul ei cu făină. Tatăl ar fi omorât un bătăi dacă ar fi aflat că târlia dispăruse. Mușcându-l pe ceșetor de un deget, și ciupindul de obraz, țipa mereu în culmea deznădejdii. Auzi atunci pe cineva venind pe drum înspre ei. Cine n-ai bazbiar acolo?" întrebă un glas răgușit. Vreau să știu ce-a făcut omul ăsta cu târlia și cu sacul meu de făină." Scângi fata, înghiontând cu pumni încleștați pieptul cerșetorului. Așa te porți cu un om degerat?" Sus cu tine, scorpie mică! Turmeața era o femeie înaltă și bine făcută. Se dădu jos din Sanie și se duse la Troian. Se aplecă, îl luă în brațe pe cerșetor, îl ridică de jos și îl duse la Sanie, așezându-l în ea. Hai cu mine la han, pisică sălbatică! se răsti femeia la fica pastorului. Vedem noi acolo cei i cu tine! După un ceas, Cerșetorul se afla pe un scaun de lângă ușă, în cea mai bună încăpere de la Han, iar dinaintea lui stătea în picioare femeia cea trupeșă care îl salvase de la moarte. Văzându-o așa cum arăta acum, cu mâinile negrite și o pipă de lut în gură, îmbrăcată pentru drumul spre casă de la cărbunăria ei din pădure, cu un cojocel și o fustă vărgată de stofă de lână țesută în casă, cu cizmulițe în picioare și un cuțit băgat în teacă la piept, cu părul cărunt, cu chipul îmbătrânit și frumos, așa cum îi fusese descrise de nenumărate ori, Ioșta Berling își dădu seama că femeia din fața lui era vestita mai oreasă de la Echibu. Era femeia cea mai puternică din provincia Vermland. Proprietara șapte forje se obișnuise să se poruncească și să impună ascultare. Pe câte vreme el, Ioșta Berling, era un amărât de osândit la moarte, Gol pușcă, pentru care orice drum se dovedea nevoios și orice loc prea strâmt. Trupul îi tremura de groază în fața privirilor ei. Femeia stătea liniștită și se uita la stârpitura din fața ei, cu mâinile roșii și umflate, cu chipul istovit, dar cu un cap minunat care, chiar în pierzanie și de cădere, încă mai avea strălucirea unei frumuseți sălbatice. Ești, Ioșta Berling, pastorul cel zăpăcit. nu așa? cerșetorul lemnise. Eu sunt Maioreasa de la Echibu, dacă vrei să știi. Îl trecu un fior. Împreunându-și mâinile, ridică ochii spre ea ca și cum ar fi voit să o roage ceva. Ce avea de gând cu el? Să-l oblige să trăiască? Puterea ei îl îngrozea și doar fusese cât pe ce să ajungă la liniștea pădurilor fără sfârșit. Mai a început lupta spunându-i că fata pastorului din Brubu își recăpătase târlia și sacul cu făină și că pentru el, ca și pentru mulți alți nenorociți fără căpătăi, aveau un adăpost în aripa cavalerilor de la conacul din Echebu. Îi oferi o viață de distracții și de plăceri, însă el, drept răspuns, îi spuse că e hotărât să moară. Femeia bătu atunci cu pumnul în masă și îi vorbi fără ocolișuri. Cu alte cuvinte vrei să mori. Să mori și mai multe nu. Da? Mm. Dacă ar fi adevărat că trăiești, nu m-ar prinde mirarea. Cu trupul tău plăpând, cu mădularele tale vlăguite, cu ochii tăi spălăciți, a mai rămas oare ceva din tine ca să poți muri? Ca să fii mort, crezi că e de ajuns să zași țeapă sub un capac de sicriu? Mă uit la tine în clipa asta, ioșta Berling, și văd bine că ești mort. În loc de cap ai o scăfârlie de cadavru. În orbitele ochilor tăi parcă văd colcăind viermi. Nu simți că gura ți-e plină de țărână? N-auzi cum îți oasele la cea mai mică mișcare? Te-ai năcat în rachiu, Ioșta Berling, și-ai murit. Nu se mai clatină în tine decât oasele sfărâmate cărora nu le dai voie să trăiască. Vorba vine să trăiască. E ca și cum ai pismui strigoie care se hârjonesc pe morminte la lumina stelelor. De vreme ce ai îndrăgit moartea, de ce-ți mai este rușine că ai fost răspopit? Mai multă cinste ți-ar face să te folosești de darurile cu care ai fost înzestrat ca să faci ceva bun pe lumea asta. De ce nu vrei să vii la mine chiar acum? Toate s-ar îndrepta în viața ta. Aștept să mor și să fii așezat pe năsălie ca să pare un cadavru frumos? Pe când mai urea să aperora astfel, ceșătorul stătea liniștit aproape zâmbitor. Se bucura în sinea lui că nu-l pândește nicio primejdie. Îl așteptau doar pădurile nesfârșite și acea femeie nu putea să-i abată sufletul de la ele. Maioreasa tăcu și început să se plimbe de colo până acolo prin odaie. Se duse apoi lângă vatră, își puse picioarele pe marginea ei și își sprijini coatele pe genunchi. Ei, drăcie! Tot ce am spus e mai adevărat decât pare să fie. Nu ești de părere și tu, Iosta Berling, că cele mai multe ființe din lume sunt moarte sau pe jumătate moarte? Nu mai departe eu. Crezi că trăiesc? Nu. Nu, nu. uite te bine la mine. Te rog. Sunt mai ureasă de la Echibu și femeia cea mai influentă din provincia asta. Un semn cu degetul să fac și zboară guvernatorul. Dacă îl fac cu două degete, zboară episcopul. Iar dacă îl fac cu trei, tot consistoriul, toți consilierii și toți proprietarii de forji din provincia Vermland se duc să joace tontoroiul în piața din Karlstadt. Pe legea mea, tinere. Cu toate astea, eu îți spun că nu sunt de fapt decât un cadavru îmbrăcat în soale. Numai bunul Dumnezeu știe cât de puțină viață e în mine. Ceșetorul asculta cu multă luare aminte, rezema de scaunului. Bătrâna mai ureasă. Se legăna lângă focul din vatră. Vorbea cu Ioșta Berling, dar nu se uita la el. Nu crezi că dacă aș fi vie și te-aș vedea în halul în care ești, cu gândul la sinucidere, n-aș pregeta o clipă să-ți-l scot din cap? Ți-aș izbăvi sufletul cu lacrimi și cu rugăciuni. Eu sunt însă moartă acum. E fi auzit, poate că am fost cândva frumoasa Margareta Selsing. – Povestea e veche, dar încă mi se pot ruși ochii la vârsta mea vărsând lacrimi pentru ea. – De ce Margareta Selsing să fie moartă, iar Margareta Samzelius, mai reasă de la Echebu, să trăiască? – De ce o are Ioșta Berling? Știi cum era Margareta Selsing? Zveltă și jinga așa sfioasă și nevinovată. Erau o ființă la moarte căreia și îngerii ar fi plâns. Habar n-avea ce e răul. Nimeni nu întristase. Era bună cu toată lumea. Și frumoasă Ioșta Berling, nespus de frumoasă. Într-o bună zi s-a ivit în ei un bărbat de mai mare dragul. Îl chema Altringer. Dumnezeu știe cu ce rosturi venise acolo la munte pe coclaurii din valea râului Elf, unde părinții aveau o forjă. Margareta Selsing l-a văzut și s-a îndrăgostit de el. Era un tânăr frumos și minunat. Fiind sărac, s-a înțeles cu fata să se aștepte unul pe altul timp de cinci ani, cam în povești. După trei ani a apărut un nou pețitor. Era un om urât, însă părinții fetei îl credeau bogat. Cu sila, cu bătaia, cu vorbe grele, au făcut ce au făcut și au măritat fata cu el. Ziua nunții a fost pentru Margareta Selsing ziua morții. Margareta Selsing nu mai exista îi luase locul maioreasa Samzelios, care nu mai era nici bună, nici sfioasă, dar credea în tot ce e rău și nu lua în seamă binele. Știi ce s-a întâmplat pe urmă? Am locuit cu maiorul la Ș, aici, nu departe de lacul lor. Dar maiorul nu era bogat, cum credea lumea. Am dus-o de multe ori greu de tot. După aceea s-a întors alt ringări de pe unde umblase. Era bogat acum. A cumpărat moșia echebiu. Vecină cu șu. Pe urmă a cumpărat încă trei forje pe malul lacului. Și om harnic, activ și minunat. Ne-a ajutat mult în sărăcia noastră. Ne plimbam în caleștile lui. Ne trimitea regulat merinde și vinuri. Ce să mai spun? Mi-a umplut viața de bucurii și de mulțumire. Maiorul a plecat la război, dar nouă puțin ne păsa. Azi mă duceam eu la echibu, mâine venea altringăr la mine, la șă. De jur împrejurul lacului lui a fost o nebunie de petreceri. De la o vreme însă, gura lumii a început să bârfească pe socoteala mea și lui Altringer. Dacă ar fi trăit Margareta Selsing, asta ar fi durut-o grozav. Eu însă nu m-am sinchisit. Nu îmi dădeam seama că nu mai simțeam nimic din cauza că murisem. Zvonurile despre noi au ajuns în cel de urmă la urechile părinților mei. La minele de cărbun de pe valea râului Elv. Bătrâna s-a făcut foc și a plecat imediat la drum, să stea de vorbă cu mine. Într-o zi, în lipsa maiorului, pe când stăteam la masă cu Altringer și cu alte persoane, m-am pomenit fără veste cu ea. Am văzut-o intrând în casă. Dar crede-mă, zău, Ioșta Berling, n-am simțit cât uși de puțin că era mama mea. Am întâmpinat-o ca pe o străină oarecare și am poftit-o la masă, făcându-i loc chiar alături de mine. Voia să stăm de vorbă, ca și cum aș fi fost fica ei, dar i-am spus că se înșela, eu nu mai aveam părinți. Pentru mine muriseră încă din ziua când îmi puseseră cununiile pe cap. Bătrâna a înțeles. Avea 70 de ani și făcuse până la mine cu trăsura un drum lung de 90 de mile. S-a așezat deci frumoșel la masă și a ospătat în voie. Era o femeie foarte zdravă de altfel. Mi-a spus cât de trist era când pierduse în părinții chiar în ziua anunții. Mult mai trist a fost. I-am răspuns eu că părinții mei n-au murit cu o zi mai devreme, căci atunci nunta n-ar mai fi avut loc. Cu alte cuvinte, nu ești mulțumită de căsătoria ta? Ba da, sunt mulțumită acum și voi fi totdeauna bucuroasă să intru în voia scumpilor mei părinți. M-a întrebat pe urmă dacă se voia părinților mei să mă fac de rușine, să-i compromit și să-mi înșel bărbatul, neuitând să adauge că, de vreme ce ajunsesem de râsul lumii, făceam puțină cinste celor a căror copil eram. Cum îți vei așterne, așa vei dormi, i-am răspuns eu. De altfel, acea femeie străină trebuia să-și dea seama că nu puteam îngădui cuiva să-și bată joc de fica părinților mei. Am mâncat numai noi amândouă. Ceilalți să liniștiți. Niciunul dintre ei nu avea curajul să pună mâna pe cuțit sau pe furculiță. Bătrâna s-a odihnit în casa mea o zi și o noapte după care a plecat de unde venise. Cât am fost însă împreună, n-am simțit nicio clipă că era mama mea. Despre mama știam doar atât. Murise. La plecare, când caleașca trăsese la scară, eram lângă ea. Știi ce mi-a spus atunci Iosta Berling? Am stat la tine o zi și o noapte și nici măcar o singură dată nu mi a zis mama. Am umblat pe drumuri pustii timp de trei zile, străbătând 90 de mile ca să ajung aici. De rușinea ta mă cutremur toată. Parcă m-ar fi bătut cineva cu nu ele. Să dea Dumnezeu să fii la fel de renegată și gonită cum am fost eu. Să ajungi pe drumuri și să dormi în culcuș de paie. Groapa de cărbun să fie soba de încălzit. Rușinea și ocară să fie răsplata. Să dea toată lumea în tine cum dau eu când vorbele astea, mi-a și tras o palmă peste obraz. Eu totuși am condus-o până la scară și am așezat-o în trăsură. Cu ce drept mai blestemat și mai lovit? Am întrebat-o eu. Asta nu permit nimănui. Și nici una, nici două i-am întors atunci palma pe care mi-o trăsese. Trăsura a plecat imediat. Ioșta Berling. Și eu mi-am dat seama în acele clipe că Margareta Selsing murise fusese bună și nevinovată. Nu știa ce e răul. Dacă ar fi trăit, nu și-ar fi lovit mama. Ce și tot de la ușă o ascultase tot timpul și cuvintele mai ure să-i înăbușise răfreamătul al pădurilor nesfârșite. Femeia aceea robustă se făcea părtașă cu el la păcat și se înfrățea cu el în decădere ca să-i dea curaj să trăiască, să-i facă dovadă că și alte ființe din lume erau amărâte și vinovate. Ridicându-se de pe scaun, Iosta Berling se duse spre maioreasa. Ei, ce zici, Iosta Berling? Acum vrei să trăiești?" Întrebă ea cu lacrimi în ochi. De ce să mori? Ai fi putut ajunge un pastor bun." Iosta Berling, pe care l-a înnecat în rachiu, n-ar fi avut însă niciodată ca îndoarea nevinovată a Margaretei Selsin, pe care eu am sugrumat-o cu ură. Vrei să trăiești?" Ioșta căzu în genunchi în fața maioresei. Iertați-mă! Nu pot trăi? Ascultă-mă, te rog! Sunt femeie bătrână, călită în dureri. Uită-te la mine! M-am umilit în fața unui cerșetor pe care l-am găsit aproape degerat în zăpadă la o margine de drum. Așa merit. Dacă te omori, cel puțin nu vei avea prilejul să vorbești cu alții despre nebunia mea. Doamnă Maioreasă, nu sunt un sinucigaș, ci un condamnat la moarte. De ce mi-îngreuiați lupta? Nu pot trăi. Trupul mi-a pus stăpânire pe suflet, așa că sunt dator să-l slobozesc, să-i dau drumul să se înalțe la cer. Și tu crezi că vei ajunge la cer? Adio, Doamnă Maioreasă, și vă mulțumesc. Adio, Ioșta Berling. Cerșetorul se ridică în picioare și se îndreptă spre ușă, cu ochii în pământ și cu pași greoi. Femeia aceea stătea în calea ce îl putea duce spre pădurile nesfârșite. Ajungând aproape de ușă, se uită înapoi. O văzu pe Maioreasă stând liniștită cu privirea spre el. Nu văzuse în viața lui o astfel de schimbare la față și își pironie ochii asupra ei. De unde până adinea fusese mânioasă și amenințătoare, Acum era cu desăvârșire calmă. În ochii îi strălucea dragoste duioasă și compătimitoare. Ceva în lăuntrul lui, în simțirea lui sălbăticită, se frângea înaintea acelei priviri. Rezemându-și fruntea de stâlpul ușii, se apucă de cap cu amândouă mâinile și izbunind într-un plâns mișcător. Maiureasa și-a zvârlit pipa pe vatră și veni lângă cerșetor cu gesturi duioase ca ale unei mame. Așa, copile, dragă. Îl așeza apoi alături de ea pe lavița de lângă ușă. Ioșta Berlin plângea acum cu capul pe genunchi ei. Mai vrei să mori? Ceșetorul încercă să se smocească, dar ea îl opri cu toată puterea. Acum, fă ce vrei. Eu îți spun însă un lucru. Dacă ți să trăiești, voi lua la mine pe fata pastorului din brăbi și îi voi da o creștere aliasă. A să-i poată mulțumi lui Dumnezeu că i-ai furat făina. Ce zici? Ioșta își ridică ochii și se uită țintă în ai maioresei. E serios tot ce ați spus? Firește că da, Ioșta Berling. Cerșetorul își frânse atunci mâinile de spaimă. Vedea în fața lui ochii scoditori, buzele strânse și mânuțele slabe ale copilei. Acea ființă plăpând avea să capite așadar îngrijire și ocrotire. Semnele umilinței aveau să fie șterse de pe trubușorul ei, iar sufletul avea să-i fie izbăvit de tot ce e rău. Pentru Ioșta Berling se închidea acum calea spre pădurile nesfârșite. Nu voi muri atâta vreme cât copila va fi în doamnei mai orese. Eram sigur că mă veți sili să trăiesc. I Am dat seama numai decât că sunteți mai tare decât mine. Ioșta Berling... M-am luptat pentru tine ca pentru mine însă. I-am spus lui Dumnezeu, dacă mai trăiește în mine ceva din Margareta Selsing, scoate-o la ivială și ai grijă ca omul acesta să nu-și caute singur moartea. Dumnezeu s-a îndurat. Ai văzut-o pe Margareta Selsing și te-ai răzgândit. Tot el mi-a șoptit că de dragul sărmanei copile vei renunța la gândul de a muri. Păsările sălbatice zboară fără teamă însă Dumnezeu din cer vede plasa întinsă să le prindă. Mare și minunat e Dumnezeu! M-a amăgit și m-a respins, dar nu mă lasă să mor. Facă-se voia lui! Din acea zi, a Berling a fost unul dintre cavalerii conacului din Echibiu. Numai de două ori a încercat să plece de acolo ca să-și câștige existența prin munca lui. Odată, atunci când mai urea să i-a dăruit o mică fermă în apropiere de echibu. S-a mutat acolo cu gândul de a munci. Gândul lui s-a împlinit câtva timp, dar singurătatea și monotonia l-au plictisit în cele din urmă și l-au silit să se înapoieze la Conac. A doua oară s-a întâmplat când a fost preceptor al contelui Henrik Dona, la Berg. Acolo s-a îndrăgostit de Eba Dona, sora contelui. Fata a murit însă chiar în clipa când Iosta Berling nădăjdea să o cucerească, după care el sau trebuie să nu mai fie altceva decât cavaler la conacul din Echebă? Ajunsese la convingerea că unui preot caterisit erau închise orice căi de îndreptare.